am găsit o unitate hotelieră și de o bază de tratament care s-a pregătit pentru această redeschidere, pe care și eu și doamna director ne-o dorim fără niciun fel de incident și de aceea am și venit să discutăm împreună. Sigur, mi-am permis o sugestie, spuneam doamnei că pe lângă materialele informative de la recepție, poate dublate cumva informațiile și în cameră, să le mai vadă odată și în cameră, deși le preiau de la recepție, dar la nivelul ăsta de finețe am ajuns cu discuția, pentru că restul aspectelor sunt puse la punct în unitatea pe care am vizitat-o și mă bucur să văd acest lucru. Discutam cu ceilalți colegi, cu doamna director, despre faptul că avem o mare vulnerabilitate dată de categoria de clienți pe care îi deservim în aceste unități, în aceste baze de tratament, și de aceea trebuie să fim nu dublu, triplu, de 5 ori atenți față de alte activități ale Ministerului Muncii, adică sunt oameni în vârstă, adică sunt oameni care suferă de diverse afecțiuni și, cum știți, vulnerabilitatea lor este crescută față de altor categorii și de aceea toate măsurile acestea cu aparte și toate verificările pe care le facem sunt lucrurile puse la punct de la intrare până la cameră, din ce am observat, ceea ce nu înseamnă că nu fac un apel la pensionari să ne ajute și dânsii, adică să respecte ceea ce îi rugăm de la intrare până în toate zonele în care au nevoie să meargă. Trebuie să poarte masca, trebuie să poarte mânuși. Am văzut că sunt botoșei pentru fiecare cameră în care merg să desfășoare diferite activități sportive, de recuperare, de toate tipurile. Masa se servește în cameră, o să vă povestească doamna director, pentru că dânsa a organizat, nu este meritul meu, eu doar am vrut să mă asigur că totul este în regulă. Masa servește în cameră cu tacâmuri de unică folosință. Sunt trasee bine delimitate și s-a marcat foarte bine. Acum, sigur, suntem în prima zi și la început, dar ne dorim să rămână aceste măsuri la fel de riguros puse la punct pe toată durata seriilor respective și să nu fim așa cum se mai întâmplă, bine puși la punct la început, după care se mai întâmplă ca lucrurile standardul să coboare, dar am toată încrederea în doamna director, pentru că, repet, suntem conștienți, este o categorie de vârstă cu privire la care trebuie să fim cu mult mai atenți decât față de oricine altcineva și suntem, eu zic că suntem. Există riscul să fie reînchisă activitatea dacă vor crește cazurile? În mod evident vom urmări, spuneam, pentru mine este o prioritate să urmăresc reluarea activității în aceste baze de tratament, pentru că sunt responsabilă și sunt conștientă că există riscuri. Dar așa cum am văzut lucrurile aici, n-aș vrea să anticipez că vom închide din moment ce am văzut lucrurile bine puse la punct. Îmi place să cred că de asta s-a făcut acest efort, cu avize, cu dezinfecție făcută, de asta este tot personalul mobilizat, de asta și apelul meu către toți cei care intră în unitățile noastre de tratament să ne ajute și să se ajute în primul rând pe dânsii, prin respectarea măsurilor, pentru că vreau să nu ajungem în situația de a închide, dar asta nu înseamnă că vom fi responsabili dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, să nu izolăm, să nu luăm gradual măsurile corespunzătoare, dar n-am cum să vă spun astăzi, din moment ce dorința mea este ca lucrurile să fie puse la punct și activitatea să funcționeze, pentru că dânsii au nevoie de tratamente, pentru că unitatea e bine să aibă activitate, a închide o unitate înseamnă nicio sursă de venit, dar în primul rând să fie condiții sigure în care dânsii să-și facă tratamentul, pentru că au diferite bilete de trimitere de la cadre medicale care le recomandă să-și facă tratamentele corespunzătoare și ele se pot face în aceste unități la cele mai înalte standarde din câte am observat. Este vreun motiv pentru care ați ales să fiți astăzi aici, tocmai în Covasna? Nu. Răspunsul este nu. Nu este un motiv aparte. Suntem pe teren toți cei implicați. Domnul președinte Baciu al Casei Naționale de Pensii Publice este într-o altă locație, directorul Unității Naționale, directorul Companiei Naționale care se ocupă de baze de tratament este în altă parte. Nu, suntem toți pe teren, nu există niciun alt motiv.
decât acela de a fi exact la fața locului fiecare dintre noi și de a vedea cum sunt lucrurile pregătite. Îi așteptăm pe domnii pensionari, îi rugăm frumos să aibă grijă de noi și pentru sănătatea dânșilor, în primul rând, și a celor dragi, pentru că se vor întoarce acasă, în familie. Noi vom face tot ce omenește posibil să ne punem la punct și am venit personal să văd că acest lucru s-a întâmplat. Vă mulțumesc frumos și vă doresc să vă spun. Și să vă rog frumos să ne spuneți dacă aceste reguli și aceste, mai ales măsuri de distanțare, vă impune și o reducere a numărului de bilete. Dacă... Da, doamna director vă va da detalii, dar a scăzut într-adevăr numărul persoanelor pentru că am rarefiat, am dispus intrarea unui număr mult mai redus pentru a evita aglomerarea. Da, răspunsul este peste tot, în toate unitățile de tratament. Din păcate, pentru a evita aglomerația, a scăzut numărul de intrări pe zi și pe serie. Da, răspunsul este da, pentru că ne interesează în primul rând sănătatea oamenilor și dorim să evităm aglomerația. Dar detalii de aici vă va da colega mea care are pe zi toată... Ne interesează toată... la nivel național câte bilete veți da la noastră. Sunt 3100 bilete emise, dar, repet, este o planificare graduală pe măsură ce evoluează... 3100 pe serie. Da, pe măsură ce evoluează lucrurile și 700 de intrări în această perioadă în unitățile noastre. Și eu și poate doamna pe fiecare zi, pentru că...